Bun găsit, dragi telespectatori, la o nouă ediție a Dialogurilor Cetății. Vă propunem și pentru această seară un dialog, spunem noi, interesant cu o doamnă care a intrat în politică în 1997. În Partidul Democrat și este în continuare membru al acestui partid. Chiar spunea dânsa că sunt momente când corabia merge mai greu, dar nu trebuie părăsită. A trecut prin vremuri grele, dar n-a părăsit corabia. Nu a fost vreodată acuzată oficial, nu a făcut afaceri cu statul, nu a avut conflicte de interese, nu a fost acuzată de favoritisme pentru rude sau prieteni, chiar dânsa declară aceste lucruri. A fost ministru al mediului în perioada 2004-2007, apoi ministru al muncii 2011-2012, în prezent vicepreședinte PDL. Doamnelor și domnilor, doamna Sulfina Barbu, să luăm mâinile. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația și că sunteți la Dialogurile Cetății la Gorj TV. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să citesc dintr-o fostă colegă de-a dumneavoastră de Parlament, care spunea așa: Sulfina Barbu este un fel de Jolly Joker al Partidului Democrat Liberal. Este bună la mediu, bună la femei, la egalitate de șanse și la muncă și la protecție. Doamna senator pe vremea aceea, Lia Urguța Vasilescu, nu știu dacă o spunea admirativ sau ironic. Eu cred că o spune admirativ. Că am avut de multe ori emisiuni în direct cu doamna Lia Urguța Vasilescu și aprecierile au fost, aș spune eu, obiective. Nu pozitive, nu negative, dar obiective. Pentru că ne-am întâlnit de multe ori în dezbateri directe și fiecare a încercat să meargă pe argumente. Dar aceste două mandate au avut niște puncte comune. Până la urmă, mediu, un mandat destul de dificil și o perioadă destul de dificilă și ministrul al muncii, la fel, într-o perioadă destul de controversată, ca să nu mai vorbim de incoerența de care a fost acuzată guvernarea PDL în acea perioadă, 2011-2012. Deci, care ar fi fost punctele comune ale acestor două mandate? Unde s-ar fi întâlnit ele? Oamenii. Protecția mediului este importantă pentru că orice factor de mediu, că vorbim de aer, de apă, are influență asupra noastră și a sănătății oamenilor. De ce vrem să avem un mediu mai curat? Ca să fim noi mai sănătoși. Dacă discutăm de protecție socială, ne uităm tot către oameni, către oameni care se află în dificultate. Și am văzut în perioada când am fost la Ministerul Mediului ce greu este ca unui cetățean să-i fie dificil, cum a fost perioada inundațiilor. Deci sunt puncte comune legate de oameni și problemele lor. Iar când discutăm de o Românie nouă intrată în Uniunea Europeană, sigur că discutăm și de egalitate de șanse, pentru că în societate avem aproape 50% femei, 48% bărbați. Sunt două categorii care împreună trebuie să ducă la bunăstarea societății, împreună își cresc copiii, împreună merg la serviciu și cred că nu este deloc greșit să milităm pentru drepturile femeilor să fie egale cu ale bărbaților și în realitate, în legi, avem legi foarte bune, avem directivele transpuse. Numai că lucrurile acestea trebuie să se regăsească în realitate și dacă ne uităm spre societatea românească, mai avem mult, mult de lucrat la acest capitol, mai ales în mediul rural. Da, aș vrea să structurăm un pic discuția, dialogul nostru de astăzi pe trei etape, dacă sunteți de acord. Întâi să discutăm despre situația Partidului Democrat Liberal la acest moment, la nivel național, după o guvernare ale cărei costuri le-ați plătit și era de așteptat pe undeva în alegeri. Iată o opoziție pe care mulți o acuză destul de firavă, de o poziție bâlbâită chiar, deși știu că pregătiți un guvern din umbră și chiar domnul Predoiu a anunțat un posibil candidat la președinție până în decembrie. Am auzit chiar și o declarație, Cotroceniu va fi al nostru cu un candidat al PDL și nu al vreunei alianțe. Deci, ce mai face Partidul Democrat Liberal acum, la nivel național? Cum se mai simte PDL-ul ca să... Partidul Democrat Liberal încă mai are mult de lucru. Deci anul 2013 pentru partid a fost anul de reconstrucție organizatorică. Am ajuns aproape la finalul unei reconstrucții la nivel de secție de votare. Și anume ne-am refăcut toate structurile secțiilor de votare, structurile locale și structurile județene. Până la sfârșitul lunii noiembrie vor fi alegeri la toate nivelurile.
Ne-am constituit comisiile de specialitate pentru că ele reprezintă laboratoarele pentru politici publice. Nu pot să vii în fața cetățenilor doar cu discursuri politicianiste, dacă nu sunt bazate pe expertiză. Și Partidul Democrat Liberal are o experiență guvernamentală, are o experiență administrativă, are oameni care au fost în funcții de conducere și încă sunt. Are o experiență fatală la guvernare, dacă e să spunem așa. Aici cred că cetățenii României încep deja să înțeleagă. Partidul Democrat Liberal a ales să spună adevărul oamenilor într-un moment extrem de dificil pentru toată Europa, și anume că eram aproape în imposibilitatea de plată. Dacă nu s-ar fi luat acele măsuri de reducere a salariilor pentru reducerea deficitului de la bugetul privind salariile, de reducerea deficitului, măsuri pentru reducerea deficitului de la pensii, pentru reducerea deficitului de la sănătate, România nici nu se mai putea împrumuta și nici nu mai avea bani să plătească cheltuielile curente. Ne-am asumat știind că vom avea costuri, pentru că aveam de ales între a stabiliza România sau a ne salva noi ca politicieni. Puteam foarte bine să și plecăm de la guvernare, să spunem, nu suntem capabili. Dar ce ar fi spus România atunci? Cred că atunci Partidul Democrat Liberal n-ar fi trecut pragul, așa cum unii ne-au prevăzut la alegerile din 2012. Sigur, în 2012 au venit alegerile locale după căderea guvernului Ungureanu, susținut de Partidul Democrat Liberal. După aceea a fost referendumul de demitere a președintelui, după care au fost alegerile generale. Ei, dar cred eu că fibra sănătoasă a Partidului Democrat Liberal a rămas pe picioare, loviți din toate direcțiile, și am luat un 16% și suntem principalul partid de opoziție astăzi în România. Așa au vrut cetățenii României. Cetățenii României au vrut să fie o majoritate USL de 70%. Respectăm lucrul acesta. Noi ne-am învățat lecțiile și am venit să discutăm problemele cetățenilor, inclusiv aici, în județul Gorj. Pentru că dacă nu ar fi probleme, nu am avea ce să discutăm. Am spune, da, lucrurile merg bine. Dar când vorbim de creșterea șomajului, de scăderea numărului locurilor de muncă, de blocaje economice pe care le vedem și le simțim fiecare dintre noi, de creșterea costului vieții, aș spune, foarte mult, neașteptat de mult pentru o situație pe care România o avea chiar bună din punct de vedere macroeconomic, în lipsa unor măsuri de susținere a creșterii economice, din păcate suntem în această situație. Și atunci, datoria noastră este să sancționăm actuala putere pe toate greșelile pe care le face și, din păcate, sunt multe, dar să discutăm cu oamenii în teren care le sunt problemele. Astăzi, da, noi e un pic cam târziu, doamna ministru, să discutați cu oamenii, pentru că una din acuzele guvernării dumneavoastră a fost lipsa de comunicare. Mereu vi s-a reproșat o comunicare proastă, deși trebuie să mărturisesc că aparițiile publice erau destul de consistente. Eu n-am înțeles de ce acest reproș, ce nu s-a comunicat bine. Pentru că s-a spus, trebuie să strângem cureaua, asta este situația, de câte ori a apărut premierul Boc și a spus lucrul ăsta. Mă rog, eu n-aș spune că a fost o proastă comunicare. Poate nu au fost găsite căile cele mai bune de a îndulci cumva. Nu au fost artificii, cum sunt astăzi. Comunicarea. Nu au fost artificii, cum vedem astăzi, cum vedem la guvernul Ponta. Bun, dar atunci nu s-a dus nimeni să vorbească cu oamenii și să le explice, sincer vorbind. Acum e un pic cam târziu să faceți treaba asta din opoziție. Cred că datoria noastră este să ne întoarcem către cetățeni. Dacă nu am vorbit suficient cu ei, acum este timpul să discutăm cu ei, să ne pregătim pentru următoarele alegeri, să știm exact ceea ce promitem să fie în concordanță cu cerințele oamenilor și cu realitățile economice ale țării. Datoria noastră nu este să doar să criticăm guvernul USL, ci datoria noastră să ne uităm spre ce se întâmplă în România. Și noi am spus, nu am mers la întâlnire cu guvernul Ponta pentru a face o poză de familie sau că ne pasă de guvern. Guvernul Ponta poate să cadă, dar să nu cadă România odată cu el. Și pentru asta ne-am făcut datoria. Public ne-am asumat, am mers cu 10 măsuri pe care le-am propus actualului guvern tocmai pentru susținerea creșterii economice, pentru că nu este suficient să suprataxez. Noi considerăm că este chiar greșit să suprataxez clasa de mijloc. Și vă dau foarte multe exemple. Cei care au o brumă de pământ,
mai mult de 2 hectare, trebuie să plătească pentru hectarele în plus față de cele 2, 1 milion, cu toate că plătesc impozit sunt pe teren. Sunt aproape 30 de impozite noi, 28 care vor intra în vigoare de la 1 ianuarie. Dar astea toate se duc către clasa de mijloc din România, pe care se pune o presiune extraordinară. Greșeala este văzută chiar în execuția bugetară. În iulie 2013, pe execuția bugetară, care este publică, guvernul are un minus de 6,6 miliarde de lei. Păi atunci când vii cu taxe noi și vezi că veniturile îți scad, nu este suficient și acasă, în familie. Când ne facem bugetul familiei, ne uităm ce avem de plătit, care sunt facturile și după aceea ne uităm dacă mai putem să luăm un pantof, dacă putem să luăm un fier de călcat. Nu cumpărăm întâi pantofi și după aceea vedem dacă avem bani pentru energie electrică, pentru apă, pentru încălzire. Cred că omul, gospodar, așa face. Și fără să fii mare economist, și la țară te uiți la fel. Care îmi sunt veniturile în buget ca să-mi planific cheltuielile? Ori planificarea este total greșită. Astăzi deja cred că discutăm de un gol de 9 miliarde, deci golul de venituri în bugetul de stat este cam de 1 miliard pe lună, ceea ce este alarmant, pentru că investiții nu sunt. Primii bani care au fost tăiați de actuală guvernare au fost de la investiții. Investițiile sunt cele care îți creează plus valoare. Locurile de muncă implicit au scăzut și când? În perioada de vară. Când ar trebui să ai maxim pe turism, maxim pe agricultură, maxim pe construcții, cele trei domenii sezoniere care ar trebui să crească gradul de ocupare. Ori noi avem în județul Gorj, în luna august, 11.432 de șomeri, din care 5.100 indemnizați și 6.300 neindemnizați, care deja au ieșit din perioada în care și-au luat șomajul. Avem mai puține locuri de muncă la ITM, dacă ne uităm pe datele oficiale. Dacă în decembrie 2012 erau 72.000 de contracte de muncă, acum mai sunt aproape 70.000, cu 2.300 mai puțin. Dacă ne uităm la salariul mediu, a scăzut și el. Pe lângă faptul că au crescut prețurile, au scăzut și veniturile aici în județul Gorj și este cam același lucru la nivel național. Se preconizează mai mult decât atât un nou val de concedieri dacă acțiunile CEO vor fi listate pe bursă și așa cum se intenționează privatizarea societății, prima măsură care a fost publică și a fost foarte mult discutată, concedierea peste 8.000 de salariați. De salariați. Care va duce. Ce alternative au? La un efect nu numai asupra persoanelor respective, ci familiilor. Familiilor. 8.000 ori 3, vorba, cel puțin. Este vorba de încasările la bugetele locale, nu mai impozitul pe venit cu cei 25% care rămân aici, nu mai la bugetul de sănătate, nu mai la bugetul de pensii, nu mai la bugetul de șomaj, nu mai venituri. Implicit ca toate veniturile la toate bugetele la care contribuie orice angajat. Și care este alternativa pentru oamenii aceștia? Am văzut că aveți o propunere de modificare a legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. Este în Parlament, este depus, este în dezbatere parlamentare și vine cu măsuri de susținere a angajatorilor care angajează tineri, absolvenți, care angajează șomeri de lungă durată, care angajează persoane care se apropie de vârsta de pensionare, adică acele categorii vulnerabile care nu-și găsesc loc de muncă. Prima problemă este a tinerilor, pentru că, din păcate, 25% din tinerii României nu au loc de muncă și sunt categoria cea mai vulnerabilă, nu au casă, nu au bunuri de lungă folosință, nu au niciun fel de facilitate la nimic. Pentru asta sunt și banii europeni la dispoziție. Astăzi sunt 150 de milioane de euro la dispoziție, dar guvernul Ponta n-a depus nici un proiect măcar pentru a absorbi acești bani și cu perspectivă ca pentru 2014-2015 să ajungem chiar la 600 de milioane. Încă o suplimentare de 450 de milioane. Dar nimeni nu ne dă banii dacă nu facem proiecte și proiectele trebuie făcute pe categorii de tineri. Avem tineri din mediul rural cu studii medii, avem tineri din mediul urban cu studii medii. Mediul rural, mediul urban cu studii superioare. Avem tineri care și-au abandonat școala. Trebuie să le dai o a doua șansă. Trebuie să mergi și să faci cursuri cu ei.
să-și obțină o diplomă, o calificare și o abilități să facă efectiv ceva. Pentru asta trebuie să investești în resursa umană și trebuie să susții mediul de afaceri care să-ți absorbe această forță de muncă pe care tu o pregătești. Pentru asta trebuie planificare și trebuie viziune. Din păcate, în județul Gorj nici nu sunt foarte multe alternative. Pentru că este un județ oarecum monoindustrial. Aici baza este dată de complexele energetice și de minerit. Toată lumea este de acord. Iertați-mă că vă întrerup, complexul energetic Coltenia este punguța cu mulți bani, da, din care să-mi fie iertat, s-au înfructat foarte mulți într-o perioadă, inclusiv în perioada guvernării dumneavoastră. Și pot să vă dau câteva exemple, dacă o să-mi permiteți, dar care în același timp alimentează pe orizontală o grămadă de afaceri conexe din diverse medii prin parteneriate și care, diminându-și activitatea, cad multe poate dintre afacerile și pe orizontală și pe verticală ce este sub ea. Spunea domnul Ciurel chiar zilele trecute că constatat cum un partener de afaceri, nici nu mai știu, pe la Galați, o chestie de genul ăsta, intră în insolvență cu probleme foarte mari dacă pur și simplu rezilează contractul cu CEO. Acum, iertați-mă, sub guvernarea dumneavoastră a fost păstorită foarte multe vreme această Societate Națională a Lignitului și acuzele care se aduc acum conducerilor trecute, repet, girate de guvernarea dumneavoastră, a fost, una dintre ele a fost căpușarea excesivă a societății de stat cu foarte multe societăți care au luat bani, societăți ale liderilor de sindicat, ale sindicatelor, ale multora dintre membrii de partid și așa mai departe. Vă spun toate aceste acuze pe care probabil le-ați văzut și în presă și despre care aveți cunoștință. Pot să le înțeleg într-o perioadă de campanie electorală, dar din moment ce, repet, guvernul Ponta și primul ministru este chiar de aici, din județ, este la guvernare de un an și jumătate. În mod normal, cei care au greșit trebuie să fie pedepsiți, să răspundă în fața instituțiilor statului dacă au luat bani necuveniți sau au făcut contracte oneroase, dar eu știu că în perioada 2005-2008 și PDL-ul a fost la guvernare doar până în 2007, dacă ne amintim, a rămas PNL-ul singur în 2007-2008, sprijinit de PSD din Parlament, s-au făcut cele mai mari investiții aici. Și v-aș aminti investițiile legate de conformarea de mediu. Că vorbim de instalațiile de desulfurare, că vorbim de palde, că vorbim de retehnologizare, de filtre pentru toți poluanții. Au fost alocate resurse ca aceste investiții să se facă. Dar aceste investiții au creat venituri și la nivel local și regional. 1. 2. Domnul Șova și cu domnul Ponta, tineri avocați în opoziție pe atunci, s-au înfructat și s-au îndestulat cu bani frumoși de la complexul Rovinari, de la celelalte centre, dar știu că de la Rovinari și cred că și de la Motru au avut niște contracte foarte bune pe asistență juridică, de unde au luat miliarde. Și atunci stau și mă întreb, dacă dânșii au fost acolo și au avut asistența juridică pe mână și au văzut că lucrurile nu sunt în regulă, de ce n-au făcut denunțuri? Doamna, nu era datoria dumnealor? Nu numai domnul Ponta și domnul Șova, cum ziceți dumneavoastră, s-au înfructat de aici. De aici s-au înfructat toți politicienii de la, din mineritul gorjean. Și atunci au credeți? Toți politicienii, prietenilor și rudele și cunoștințele și odrastele și așa mai departe. Sinceritatea cel puțin a domnului Șova și a domnului Ponta, că au luat bani de aici, care au știut tot ceea ce se întâmplă. De ce nu dau banii înapoi? De ce n-au făcut denunțuri? De ce n-au spus? Se întâmplă niște nenorociri, noi renunțăm, suntem o firmă de avocatură foarte serioasă și facem denunțuri la DNA, la Parchetul General, la Poliția Economică, peste tot. Nu, nu s-a întâmplat așa. Mai mult decât atât, astăzi lucrurile s-au pus la punct sau avem un manager numit, s-a făcut o selecție, cred, care a costat 200.000 de euro pentru un manager privat. Ei, cine a fost fericitul câștigător? Un fost vicepreședinte PSD de aici, din Gorj, care este manager privat, pentru care este un litigiu în instanță și
ci fondul proprietatea a dat în judecată. A contestat numirea managerului. Și se judecă, da? Dacă dumnealor erau corecți și au spus nu mai vrem să politizăm, cum Dumnezeu s-a întâmplat că exact un vicepreședinte PSD este acolo și este contestat în instanță? Deci să facem distinția între sinceritate, între greșelile unora care trebuie sancționate și minciună. Pentru că v-aș mai da exemple. USL-ul a câștigat alegerile spunând cu steagul sus: nu suntem de acord cu proiectul Roșia Montană, nu suntem de acord cu gazele de șist. În primul program de guvernare din anul 2012 au avut un moratoriu în programul de guvernare vis-a-vis de gazele de șist și au păcălit pe români și au spus: noi asta vom susține. Cum au avut o majoritate de 70% în Parlament, s-au întors la 180 de grade și vedem că premierul Victor Ponta este de acord cu proiectul Roșia Montană. A spus inițial că deputatul Victor Ponta va vota împotrivă, iar acum s-a întors și susține cu tărie un proiect pe care l-a contestat ani de zile. Da, iertați-mă, evident că nefiind aici nici domnul Ponta și nici un reprezentant al PSD-ului, trebuie să îmi asum eu misiunea asta și să vă rog să reveniți un pic și la grădina dumneavoastră, unde unul din fruntașii partidului, și vorbesc de domnul Videanu, este acuzat destul de grav în momentul ăsta de subminarea economiei naționale. Este o acuză grea, pentru care, dacă stau să-mi aduc aminte bine, în 89 unii au fost și împușcați. Așa este, era prevederea aceasta până în 1989, iar acum domnul Videanu trebuie să meargă în fața instituțiilor statului și să-și dovedească nevinovăția. Pentru că despre asta vorbim. Nu cunosc toate detaliile, dumnealui a explicat public ce s-a întâmplat, că a promovat un memorandum în guvern și guvernul a fost de acord. De aici încolo, domnia sa n-a văzut Partidul Democrat Liberal niciodată să meargă și să facă manifestație pentru a-și apăra un membru care este acuzat de corupție. Dimpotrivă, da, avem prevederi în statut și avem prevederi în codul etic foarte clare. Dacă există o hotărâre de instanță, chiar prima instanță care condamnă, este automat exclus. Dacă începe urmărirea penală împotriva unui coleg, este suspendat din orice funcție din partid, automat. Avem mecanisme interne. Nu am apărat pe nimeni și nu ne-am dus în fața DNA-ului și n-am acuzat niciodată că sunt dosare politice. Fiecare trebuie să răspundă pentru ceea ce a făcut. Nu mă pronunț eu înaintea instanței. Domnia sa trebuie să meargă să-și dovedească nevinovăția acolo unde trebuie, și anume în fața instanței. Am înțeles. Vorbeați de Roșia Montană și de felul în care domnul Ponta și-a asumat așa ca un fel de Ianus povestea asta cu o față de prim-ministru și cu una de deputat, total la 180 de grade. Însă iată ce spune tot un fruntaș al dumneavoastră, este vorba de domnul Teodor Paleologu, care acuză conducerea Partidului Democrat Liberal că este pro Roșia Montană Gold Corporation. Domnia s-a spus într-un interviu la RFI că Adrian Videanu vrea să bage proiectul RMGC în programul de guvernare în 2009. Și dânsul, mă rog, spune că se dezice de această poziție a colegilor de la partid care susțin proiectul aurifer de bază de cianuri. Libertatea de opinie este permisă și în interiorul Partidului Democrat Liberal. Dacă voia un coleg să introducă un astfel de proiect și n-a fost introdus în programul de guvernare, înseamnă că a fost un joc de echipă și înseamnă că a fost o decizie colectivă care a infirmat punctul de vedere al unui coleg. Ceea ce înseamnă că partidul are mecanisme serioase de luarea deciziilor. 1. 2. Partidul Democrat Liberal susține orice proiect care creează locuri de muncă și susține orice proiect pentru valorificarea resurselor. Dar nu cu orice preț. Cu orice preț, asta vreau să vă spun. Nu cu orice preț. Subliniez, nu cu orice preț. Și am să vă spun un scurt istoric. În anul 2004, în decembrie, Roșia Montană a depus cererea pentru acordul de mediu. Era ministrul mediului. 2005-2006 au fost anii în care au fost dezbaterile publice, 12 realizate, la nivel național și internațional, pentru că este un proiect cu posibil impact transfrontalier.
Iar la sfârșitul anului 2006 s-au conturat toate întrebările, toate punctele de vedere a celor interesați, așa cum spune legea de mediu și directivele de mediu, cum spun directivele de mediu, și am trimis întrebările către investitor. Conform legislației, investitorul trebuia să vină cu răspunsurile. Până la 1 aprilie 2007 nu a venit cu răspunsurile, pentru că erau întrebări dificile. După ce nu a mai fost ministrul mediului și a fost domnul Otilo Corodi ministru... Iertați-mă, dumneavoastră aveți vreo semnătură, vreun aviz de mediu către Roșia Montană? Nu. Nu există așa ceva, pentru că atât, jumătate din procedură s-a parcurs în 2005-2006. Nu mai mult. Domnul Corodi a rămas ministru și Roșia Montană a ales compania să-l dea în judecată. Deci a chemat în instanță Ministerul Mediului și pe Ministrul Mediului să-l oblige să elibereze acordul de mediu. Total greșit. Au pierdut în instanța de fond și au făcut recurs. Au stat în instanță până în 2011, când s-au retras, pentru că recursul era cam pe aceeași linie cu instanța de fond și au dat seama că nu câștigă, dar în perioada 2007-2011 compania a pierdut toate avizele premergătoare pe care le avea, începând de la plan urbanistic general, plan urbanistic zonal, certificat de urbanism, avize acorduri. În concluzie, a trebuit să reia tot procesul. Guvernul Boc a avut toată deschiderea, dar a pus niște condiționalități. Garanțiile de mediu, dezbaterile pe acordul de mediu, așa cum spune legea, și apoi negocierile cu Ministerul Economiei. Lucruri care s-au întâmplat, dar condiționalitatea neîndeplinită a fost cea legată de acordul de mediu. El nu a putut fi eliberat până în momentul în care și domnul Ungureanu a plecat din guvern prin moțiunea de cenzură. USL-ul trebuiau să facă această dezbatere, ultima parte de dezbatere publică, să ne dea rapoartele intermediare de la Comisia de Analiză Tehnică și să ne spună, s-au îndeplinit condiționalitățile de mediu, pentru că la un astfel de proiect statul trebuie să asigure că este un acord de mediu puternic, care nu ne pune în sarcina noastră problemele legate de mediu generate de această exploatare. Și trebuiau să se pronunțe, da, eliberăm acordul de mediu sau nu eliberăm. În funcție de această decizie, estimate domn, poate să meargă proiectul mai departe. Nici o lege nu poate înlocui acordul de mediu și sunt directive europene. În consecință, guvernul Ponta a greșit esențial, a venit cu o lege neconstituțională care reglementează un agent economic, ceea ce este împotriva Constituției României și încalcă vreo 13 articole din Constituție. Deci noi ne-am dezis, din primul moment am spus să retragă legea și să meargă pe responsabilitatea guvernamentală pe acordul de mediu. Înțeleg că, din punct de vedere patrimoniu cultural, problemele s-au rezolvat. Așa ne-a spus domnul ministru Barbu. Și eu cred că are dreptate. N-am de ce să-l contrazic, pentru că n-am auzit specialiști care să spună contrariu. Dar pe mediu, vă spun câteva lucruri, dacă nu plictisesc și sper să fie rog, de interes. Vă rog frumos, chiar sunt multe întrebări. Avem acolo un iaz... Răspundeți la multe întrebări pe care aș fi vrut să le pun eu, dar... Avem acolo un iaz imens de 350 de hectare suprafață. Un iaz în care se va regăsi, de fapt, șlam, tot ce aducem din carieră și se ceanurează, se va regăsi în acest iaz. Și rezidurile? Toate rezidurile. Sigur că din punct de vedere a ceanurii de sodiu, că este vorbind de o ceanură de sodiu, prin diluție concentrația nu depășește limitele admise și de directivele europene. Dar acolo se vor regăsi și alte materiale. Nu au demonstrat, din punctul meu de vedere și neavând alte documente la dispoziție, eu spun doar ce știu că sunt lucruri nerezolvate. Impermeabilizarea acestui iaz. Ca soluțiile și toate eventuale metale grele să nu se ducă în pânza freatică în această zonă. 1. 2. Nu au demonstrat că acel baraj imens de 185 de metri înălțime are asigurare la un cutremur de maxim 9 grade pe scara Richter. Așa cer standardele și pentru asta trebuie să aibă și un asigurator. Înțeleg că niciun asigurator internațional în domeniu nu vrea să facă această asigurare. Mai trebuie să demonstreze două lucruri esențiale, că soluția, concentratul de cianură de sodiu este în instalații perfect etanșe și nu există niciun fel de scăpare, pentru că aici avem o directivă SEVESO,
astfel încât să nu am accidente ca din recipienții aceia mari în care se va depozita această soluție să nu am scăpări. Și 4. Defrișarea celor 4 munți, care înseamnă 250 de hectare, cum se va face? Înțeleg că se va face prin dinamitare. În 17 ani de zile, să decopertezi 250 de hectare tăind pădurile, distrugând fauna, flora, eu cred că este un impact major asupra mediului. Și aici poate ar trebui niște lotizări, astfel încât să se facă un lot, să se ecologizeze și să se treacă la următorul lot. Asta ar presupune o perioadă mai lungă de exploatare. Deci eu cred că dacă va fi un acord de mediu care să răspundă acestor întrebări esențiale, cu garanțiile depuse în conturi, ca așa cere legislația, se poate discuta despre exploatarea acestor resurse care sunt importante și ar putea să aducă venituri României. Ar merita, doamnă, pentru România tot efortul ăsta, toate riscurile astea, pentru că oricând le-am putea transforma, nu știu, într-un coslodui sau într-un alt catastrofă, doamnă ferește. Pentru România, întreb, nu pentru corporație, pentru că din ce vedem în media, totuși pentru corporația care vrea să exploateze, se pare că va fi foarte profitabil. Se vorbește de asemenea nu numai de aur și argint, care se spune că ar fi doar așa o poezie, acolo, că sunt alte metale rare. Acolo de avem fapt, dacite, exact, de fapt, și ele sunt importante, cu pirita aurifera. Mult mai multe deschideri din punctul de vedere al acestor metale, unele dintre ele chiar unice, am înțeles, în lume. Sau poate unul, două locuri în lume unde se mai găsesc. Greu de răspuns la această întrebare dacă nu știm datele concrete. Dacă s-ar vorbi de crearea unui număr, nu știu, de 10.000 de locuri de muncă cu tot ce înseamnă industria orizontală, pe o perioadă de 20 de ani, e posibil să avem un calcul care să ne demonstreze că merită. Dacă vorbim doar de 1.000 de locuri de muncă și cu înaltă specializare, adică cei de la Roșia Montană și din zonele adiacente nu prea vor avea acces, dacă discutăm despre niște utilaje. Dacă utilajele se aduc din afara României, înseamnă profit în altă parte, nu în România. Dacă ceanura de sodiu nu se prepară în România, se va aduce din Franța, așa cum am auzit, și se va plăti în afara României. Dacă locurile de muncă sunt nesemnificative pentru un astfel de impact, e un mare semn de întrebare. Este un mare semn de întrebare dacă merită în actualele condiții să se facă exploatarea. Cred că trebuie să discutăm serios și asta ar trebui să ne prezinte guvernul variante cu un mai mare profit al țării de pe urma acestor resurse. Și eu cred că orice contract poate fi modificat, pentru că discutăm de un contract care a început în 1995. Între timp, România a evoluat, este membra Uniunii Europene, trebuie să îndeplinească alte standarde. Prețurile acelor minereuri din zona Roșia Montană au evoluat, s-au schimbat foarte mult. Cred că ar trebui discutat, plecând de la, v-am spus, condiționalitățile de mediu, dacă sunt îndeplinite, următorul pas, condițiile economice. Numai așa pot să meargă, că în funcție de acest acord, de ce insistă pe acordul de mediu, vor fi niște costuri din partea investitorului. Dacă eu nu-i pun nicio condiție pentru acel baraj, el îl va face la costuri minime. Dacă nu pun nicio condiție pentru acel iaz de decantare să fie impermeabilizat, îl va face la costuri minime și își va crește profitul companiei. Și nu condamn niciun privat care dorește să aibă profit cât mai mare. Acesta este principiul pe care funcționează societățile comerciale. Dar când România este un pic de discutat, sigur că orice privat spune, dacă găsesc un fraier care să-mi accepte condițiile astea de contract, haideți să zicem, da, dar nu vorbim de un simplu contract, aici vorbim de o activitate cu impact mare și pe termen lung și vorbim de o posibilă catastrofă ecologică pe zeci de ani, poate sute de ani, care nu se mai poate îndrepta. Iertați-mă că ne apropiem de finalul emisiunii. Deci, Academia Română zice nu, Patriarhia zice nu. Mă rog, e o părere, nu știu ce se bazează
Academia se bazează atunci, pe niște studii. Spune, dar Academia se bazează pe niște studii. Institutul de Geologie, am văzut, a apărut chiar duminică președintele de acolo într-o emisiune. Da, domnul Marincea într-o emisiune la România Actualități. Și a spus nu, și a spus cu argumente, cu tot ce, da, ce, sigur, ce, noi ce se poate. Geologii, eu sunt geofizician. Da, dacă toată lumea limba. Asta, dacă toată lumea asta, și mă rog, spune, domnule, nu faceți asta, nu faceți asta. Mai vedem câteva zeci de mii de oameni în stradă, care corect. Nici aia, nu, acum e greu dar de crezut că îi plătește cineva 20.000 de oameni. Și am văzut că oamenii spune, sunt sau, bine informați. Sau că îi ia valul educați, așa și să ia unii și să ia unii după alții. Bun, eu știu că e greu pentru un guvern să-și asume decizia de asta și să spună gata, luați-vă jucările și plecați. Pentru că e un background în toată povestea asta. Adică, dar... Eu nu cred acele clauze legate de despăgubire. Vă repet, în perioada 2007-2011 a fost un proces între Roșia Montană și statul român. Au cerut despăgubiri. Instanța nu le-a aprobat nicio despăgubire. În primă instanță și din recurs s-au retras. Deci despre ce clauze discutăm? Eu nu cred că există. N-am văzut contractul. Nu l-am văzut, dar nu cred că există. Trebuie foarte... serios analizat și guvernul trebuie să ne spună alternativele. 1, 2, 3. Din aceste alternative, guvernul trebuie să spună noi considerăm că cea mai bună este asta, dar haideți să facem și o dezbatere publică. Am înțeles. Suntem pe finalul emisiunii. Vă mulțumesc mult. Am mai fi vorbit mai ales pe subiectul ăsta, dar da, dacă îmi permiteți că să le... și telespectatorii au înțeles poziția dumneavoastră. Se spune, știți, că în tot rău e și un bine. Dacă erați la guvernare acum și dumneavoastră ministrul mediului, poate că... altfel aș fi procedat, așa cum am procedat în 2005-2006. Dezbatere publice ample, experți internaționali pentru auditarea proiectului depus de către cei de la Roșia Montană. Deci ai o responsabilitate ca ministru. Nu poți să-i spui niciun investitor, pleacă de aici dacă nu ai argumente. Nici nu poți să-i spui, da, îmi place de tine și facem investiția oricum. Dar ai această responsabilitate pe care să-ți o asumi și să prezinți niște lucruri concrete cetățenilor și nu un proiect de lege neconstituțional. Dacă îmi permiteți, pentru final, aș vrea să le transmit colegilor din Partidul Democrat Liberal, cei care simpatizează Partidul Democrat Liberal, să creadă în steaua acestui partid. Și a învățat lecțiile, este un partid care s-a întors către oameni și considerăm că sunt suficienți oameni în Partidul Democrat Liberal și mulți în afară, care pot să vină să pună umărul, să schimbăm lucrurile în România, dar după alegeri. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați spectatori, toate cele bune!